Balcan. Bătut scurt. Eric acolo incomodat de Iacob. O neînțelegere între cei doi. Eric caută culoarul pentru șut. Gol! Execuție. Eric is back. O execuție fantastică. Un gol formidabil și mai rar vedem asemenea momente în fotbalul de la noi. Gică Hagi se duce și se îmbrățișează cu Vasile Miriuță. Miriuță apreciind și el execuția lui Eric. Fantastic brazilianul la prima lui apariție de la întoarcerea la Viitorul marchează un gol formidabil. Ar putea fi golul calificării în semifinale pentru Viitorul. Încă o dată, momentul în care Eric este incomodat de Iacob, brazilianul rămâne la minge, se încăpățânează acolo să găsească culoarul de șut, îl găsește și îl lasă fără replică pe portarul Niga. 3-2 așadar, Viitorul este din nou în față pe tabelă. Au avut 2-0 băieții lui Gică Hagi.